Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă dezbatere a Fundației Universitare Mării Negre în parteneriat cu ziarul Adevărul, revista Foreign Policy pe care o aveți pe scaune. Aș începe cu o chestiune strict tehnică. Aici mai sunt în față două, trei locuri libere, deci dacă cineva nu e confortabil să stă în picioare, poate să înainteze. Tema dezbaterii noastre, după cum știți deja, se centrează, pivotează în jurul situației din vecinătatea imediată, ca să zic așa, a României, respectiv din Ungaria. Subiectul pe care vi-l propunem, Ungaria între noua Europa și axa Moscova-Budapesta, noua Europa însemnând ceea ce Donald Rumsfeld la un moment dat spunea, această conjunctură de state mai nou intrate în NATO și în Europeană, care se definesc geostrategic printr-o mai mare apetență față de relația cu Statele Unite și un tip de reluctanță istorică specifică față de Federația Rusă. Dacă mai există noua Europa și ce mai înseamnă ea astăzi, e cu siguranță o temă de dezbatere. Oricum, Ungaria ilustrează foarte pregnant modul în care atitudinea, pe de o parte față de Statele Unite, pe de o parte, pe de altă parte față de Federația Rusă, se modifică în proximitatea noastră geografică. Avem onoarea de a avea ca invitați personalități de marcă ale discursului public din România, oameni care știu ce vorbesc atunci când abordează subiecte de această alură. Am să încep de la stânga la dreapta cu domnul ambasador Ion Donca, membru în Consiliul Director al Fundației Universitare a Mării Negre, fost ambasador prin Ungaria într-o perioadă destul de complicată, ca să mă exprim eufemistic, respectiv a fost primul ambasador, dacă nu mă înșel, al României în Ungaria după 1989. Domnul ambasador Sergiu Celac, fost ministru de externe, ambasador, membru în Consiliul Director de asemenea al Fundației Universitare a Mării Negre. Doamna Alina Inai, director la Black Sea Trust for Regional Cooperation, este cineva care ne poate împărtăși sau poate împărtăși cu noi gânduri importante, fundamentale, dacă vreți, despre relația dintre Ungaria și Statele Unite, pentru că probabil că acolo ar trebui căutat mărul discordiei și punctul de plecare al evenimentelor care ne preocupă astăzi. Prorectorul de la CNSPA, doamna Liliana Popescu, reîspunem o salutăm cu prilejul primei prezențe a dumneavoastră sale într-o dezbatere organizată de Fundația Universitară a Mării Negre, cu siguranță nu și ultima. Domnul Petricior Beiu, care ne va spune ceva despre ce se întâmplă economic cu Ungaria și care sunt consecințele evoluțiilor economice regionale după ce Budapesta a decis să ia o serie de măsuri care au stârnit nu doar reacții politice, dar chiar sancțiuni economice concrete din partea partenerilor Ungarii de tip Uniunea Europeană sau Statele Unite. Și domnul George Scarlat, expert al Fundației Universitare a Mării Negre, fost diplomat pe spațiul estic, care va încheia prima parte a întâlnirii noastre, respectiv partea în care noi vă oferim spre dezbatere o serie de subiecte, urmând ca în partea a doua dumneavoastră să reacționați, să puneți întrebări, să faceți comentarii. Domnul Ioniță ni se va alătura un pic mai târziu, dar până atunci dați-mi voie să încep cu 3-4 minute în care să punctez un mesaj pe care ni l-a trimis domnul John Michael McNutt, pe care l-ați văzut probabil în invitația pe care ați primit-o. Dânsul este un expert economic american care lucrează în Budapesta, a avut o sumenire de funcții foarte importante pe spațiul sud-est european. Astăzi se află la Budapesta, n-a reușit să ajungă la București, în ultimul moment a trebuit să-și schimbe programul, dar ne-a trimis un material foarte sugestiv, care va fi postat pe site-ul fundației noastre, în care rezumă într-un fel poziția Statelor Unite, nu-i vorba de poziție oficială de bună seamă, apropo de Budapesta, apropo de Ungaria în acest moment și ceea ce probabil a stârnit o anumită reacție mai contundentă față de evoluțiile din țara vecină României.
Foarte pe scurt, o să vă punctez ideile ca materie pentru dezbatere, mai degrabă, pe care domnul Negnat ne le-a trimis în prezentarea domniei sale. Acțiunile care au declanșat o reacție mai virulentă politică și economică din partea Americii ar fi, în opinia domniei sale, acordul pe care Ungaria l-a făcut cu Federația Rusă în ceea ce privește finanțarea facilităților nucleare de la PAC, respectiv contractul pe care Budapesta l-a semnat și posibilitatea pe care Federația Rusă are prin acest contract să stea chiar la masa de negociere a oricărei politici energetice din Uniunea Europeană prin intermediul sau prin intermediul invitației pe care Budapesta a făcut-o. 2. Refuzul Ungariei de a sprijini poziția europeană în ceea ce privește sancțiunile împotriva Federației Ruse, după comportamentul Federației Ruse în Ucraina, cazul Crimeei sau cazul Estului Ucrainei. 3. Discuția tet-a-tet dintre primul ministru al Ungariei și reprezentantul Gazpromului, în urma căreia Ungaria a luat decizia să oprească furnizarea de gaze către Ucraina. 4. Poziția guvernului care a permis Gazpromului să utilizeze facilitățile maghiare de stocare a gazului, prin asta tăind conexiunea sau tăind sprijinul gazul pe care Ungaria trebuie să-l furnizeze sau promisese sau trebuia să-l furnizeze Ucrainei. Aceste patru acțiuni recente ale Ungariei ar explica într-un fel reacția inclusiv diplomatică pe care comunitatea euroatlantică a avut-o și o are la adresa Ungariei. La aceste lucruri se adaugă fapte din trecut pe care iarăși vi le punctez foarte rapid. Schimbările legislative fără dezbatere publică. Ținând seama că Orban are în acest moment prin partidul Fidesz două treimi, deci cu un pachet de control suficient de puternic, nu există dezbatere publică apropo de orice decizie care se ia în Parlament. A doua, abrogarea Constituției și schimbarea legii fundamentale din 2010. Al treilea element, schimbarea legii privitoare la mass media din 1996 prin gesturi sau prin acte legislative care contrazic spiritul și legislația europeană. 4. Concentrarea mediei sau mass mediei din Ungaria în mâinile celor care sau oamenilor de afaceri și cei care controlează media apropiați de către Viktor Orban. 5. Sancțiunile economice pe care guvernul Orban le-a pus, sigur aici este ghilimele atunci când vorbim de sancțiuni, dar pe care guvernul Orban le-a inițiat împotriva industriilor străine occidentale. Ce trebuie să înțelegem în concluzie, ne spune consultantul american, este că Ungaria, ceea ce face Ungaria în acest moment, din perspectiva, sigur, un investitor american e o poziție oficială, este că încalcă acordurile tacite și explicite pe care le-a avut cu Washingtonul, începând de la comemorarea a 70 aniversare a Holocaustului și 25 de ani de la căderea comunismului, care au fost prilejul transmiterii unor mesaje pe care Washingtonul nu le-a primit foarte favorabil, până la permiterea Federației Ruse de a avea un control puternic, nu doar în regiune, dar chiar la nivelul Uniunii Europene, și permiterea Federației Ruse de a interveni chiar în politica, nu doar în politica economică, dar chiar în politica unui stat membru al NATO și al Uniunii Europene. Deci toate aceste abordări, culminând cu așa numita Hungary First, mi spune consultantul american, abordarea Hungary First a guvernării Orban, toate acestea, sigur că au stârnit reacții la Washington și aceste atitudini ale Ungariei nu au rămas nepedepsite. Încotro se va merge, asta nu ne mai spune domnul consultant, domnul Megnat, dar ca subiect de discuție, cred că poate fi un punct de plecare foarte, foarte consistent. Închei aici textul integral al domnului John Megnat, îl veți găsi pe site-ul Fundației Universitare a Mării Negre. Domnul ambasador Sergiu Celac, vă rugăm să începeți prezentarea dumneavoastră. Aproape jumătate din prezentarea mea a fost deja acoperită de cele puncte bine ordonate de către colegul nostru american, domnul John McNutt, pe care eu le-am ordonat puțin altfel.
dar oricum reprezintă un punct de pornire. Eu aș numi asta paradoxul Victor Orban. Pentru că, pe de o parte, avem toate ciudățeniile enumerate de John McNabb, la care aș mai adăuga și faptul că, mai ales în ultima perioadă și în contextul crizei ucrainene, guvernul ungar sub conducerea domnului Victor Orban a întreprins chiar nu numai unele inovații ideologice în spectrul politic european, care au venit ca o noutate și o ciudățenie, dar a și acționat în sprijinul unor idei și politici care nu sunt cele omologate la nivel european. Și asta în special în relația cu Ucraina. Nu numai încetarea livrării gazelor, dar și îmbrățișarea tezei că Ungaria, că Ucraina este un stat quasi artificial, un mozaic din diferite bucăți care n-ar fi aparținut nici Imperiului Rus, nici Uniunii Sovietice și care au fost smulse de la alții. Cu o activitate ieșită din comun, în special în zona transcarpatică a Ucrainei. Asta este pe de-o parte. Nu le mai număr pentru că au fost bine sistematizate de domnul Măsar. Pe de altă parte, este acest sprijin popular manifestat prin vot și printr-o majoritate parlamentară foarte confortabilă și vizuindese pe aceasta o îndrăzneală inovativă în politica europeană care de când există comunitățile europene și Uniunea Europeană nu s-a mai prea pomenit în asemenea formă. Deci, ceea ce surprinde aici este reacția foarte palidă, mai ales la nivel conceptual, dar și la nivel practic. Dacă stăm să ne imaginăm, fără a face un efort intuitiv exagerat, ce ni s-ar fi întâmplat nouă dacă am fi făcut o părticică din aceste lucruri, atunci începem să intrăm la idee, cu atât mai mult cu cât această modestie a reacțiilor față de ceea ce Ungaria efectiv a făcut în ultimul an și jumătate, doi, a fost timidă nu numai din partea instituțiilor autorizate ale Uniunii Europene, dar și din partea principalilor state membre. Tot pe de altă parte, aș menționa și faptul în care voi cere și sprijinul și sper să mă potrivesc în judecata de ansamblu cu părerile domnului profesor Petrișor Peil, că economia și relațiile comerciale, tehnologice, industriale ale Ungariei, până acum, statistic, nu par a fi afectate. Sigur că marile centre analitice, inclusiv Business International Online și Oxford Analytica, când analizează politica monetară a Ungariei, atitudinea față de sistemul bancar, față de capitalul străin și investitori,
Spun că aceasta nu poate să dureze, că va avea repercusiuni, că n-are cum să obțină rezultatele astea pe termen scurt, chiar foarte scurt, și aceste rezultate se mențină și în continuare. Sunt curios să aflu și analizează un profesor de. Corolarul acestei juxtapune, pe de o parte, ce se întâmplă în politica internă și externă a statului vecin, și pe de altă parte, reacția comunității internaționale, chiar și din partea Statelor Unite, unde se fac inventare, dar nu se reacționează la punctele de pe inventare. Ne duc cu gândul, fără a specula excesiv și fără a fi eu personal un adept al teoriei conspirației, că nu este exclus să avem de a face cu un experiment. Poate comparabil cu cel aplicat României în 2010-2012. Să vedem până unde merge dacă se continuă pe această cale. Într-un fel, aș asimila această speculativă observație cu ceea ce se numea la noi pe vremuri dizidență cu voie de la poliție. Și repet, nu cred că este vorba de o conspirație, nici nu cred că este vorba de o schemă politică coerentă, ci doar o curiozitate unde duce o asemenea cale în Europa, cu democrația liberală, cu strângerea șurubului economic, cu limitarea unor drepturi politice și cetățenești. Ceea ce este interesant este că în ultimele două zile a fost la noi în țară foarte ilustru politolog și strateg american Edward Luttwak, născut la Arad. Și care reprezintă o minoritate în categoria din care face parte. El este un iubitor de România. Și a rămas ca atare și cu interes față de ce se întâmplă în zonă. El a mers, de fapt, mult mai departe cu ideea de experiment de laborator, deși aș fi îndrăznit eu să o fac, și de unde îmi proiectasem o cu totul altă contribuție la această dezbatere, discuțiile cu doctorul Luttwak, care a fost și făcut ieri doctor honoris causa al Universității București și urmează să primească mâine, cred, și același doctorat analitic și din partea Universității din Arad, la orașul de Baștie. Ce înseamnă asta pentru români? Și foarte telegrafic aș puncta doar trei puncte cu speranța că discuțiile care au loc de la această masă și cu dumneavoastră să ne ofere mai multe lumini asupra intereselor și posibilelor acțiuni ale românilor. Eu cred că, în primul rând, politica românească, în măsura în care se va cristaliza, se vor cristaliza unele nuanțe după alegerile prezidențiale din 2016, cred că în această problemă foarte sensibilă, cred că Ungaria nu este doar un vecin
Există și o parte însemnată a populației României și a cetățenilor români care sunt de origine maghiară și au anumite cred că tentația de a introduce inovații revoluționare în politica externă, mai ales vis-a-vis de Ungaria, trebuie să fie mai reținută decât o facem în alte și să separăm divergențele de natură ideologică transformabilă în acțiune politică în zona politicii de stat. Avem interesul nu doar conjuntural, ci istoric de a avea o relație bună și normală cu toți vecinii și poate în special cu cei cu care am avut un contencios istoric tradițional. Cred că nu ne putem permite luxul de a face ca terapajele antidemocratice și în definitiv anti-europene ale actualei guvernări de la Budapesta să afecteze, pe de o parte, relația oficială bilaterală și, pe de altă parte, relațiile interetnice în România însăși. Este oarecum firesc să constatăm la conducerea Uniunii Democratice a Maghiarilor din România afinități nu numai culturale, istorice, lingvistice cu Ungaria, dar și o oarecare tentație de simetrie și de urmare a cursului politic din această țară. Lucru care nu este favorabil nici armoniei interetnice în România, dar nu este favorabil nici intereselor pe termen lung ale UDMR-ului. Dacă își dorește să-și păstreze calitatea dobândită de purtător de cuvânt legitim al comunității de expresie maghiară din România. Oricum, cred că la Miercurea Ciuc se înțelege mult mai bine decât la Budapesta faptul că comunitatea etnică maghiară din România poate funcționa în mod normal și se poate bucura de drepturile democratice pe care le are în România, nu numai politice, dar și economice, numai în condițiile respectării reale și sincere a cadrului constituțional și legal din România. M-aș oprea aici și cu posibilitatea să mai intervin dacă vale. Mulțumim, domnule ambasador. Apropo de paradoxul Victor Orban și de faptul că s-a tăcut foarte semnificativ în legătură cu Ungaria la nivele foarte înalte, pe de altă parte constatăm că s-a tăcut foarte semnificativ și în România apropo de ce se întâmplă în Ungaria și asta nu știu dacă poate fi pusă pe semna unei conspirații sau pur și simplu pe un tip de a face politică externă care arată așa cum arată. E semnificativ că nu s-a generat o dezbatere publică, cel puțin regională la București, apropo de ce se întâmplă cu Ungaria, sau chiar mai mult decât una regională. Și e aproape inexplicabil faptul că noi poate organizăm astăzi mai între primele dezbateri pe ceea ce se întâmplă la Budapesta și lucrurile acestea grave care se petrec în Ungaria n-au început de ieri sau de alalte. În condițiile în care politica externă a rămas la un nivel foarte provincial, bilateral, cu reacții și contrareacții doar pe acest palier,
Cred că aici comentariile și sugestiile domnului ambasador Cerac sunt mai mult decât binevenite. Politica externă a României, apropo de Ungaria, probabil că ar trebui să capete o dimensiune regională sau chiar europeană mai pregnantă, pentru că ce se întâmplă defect în Ungaria afectează nu doar Ungaria în sine, ci regiunea și, dacă vreți, chiar continentul nostru, dacă nu spațiul NATO. Un singur comentariu apropo de teoria conspirației. Mi-aduc aminte că la un moment dat, când domnul Orban era invitat la Chatham House, nu e foarte ușor să ajungi să ții o prelegere, reacțiile față de, în Marea Britanie, reacțiile față de comentarea lui Orban au fost mai mult decât pozitive. Chiar premierul britanic era invitat la lecții de conservatorism de la mai tânărul său coleg de partid european, ca să spun așa. Iar în agenții de presă sau de analiză din străinătate, chiar din Statele Unite, ceea ce făcea Orban era considerat ca fiind un gest de înțeles în condițiile actuale. La un moment dat ar șese chiar să fie comparat cu amiralul Horthy, amândoi puși în situații foarte complicate să decidă între mari puteri care presau când dintr-o parte, când din alta. Nu-mi imaginez să fi fost posibil un asemenea tip de comentariu sau asemenea tip de înțelegere față de un politician de la București sau din altă parte, care ar fi făcut incomparabil mai puțin, sau ar fi spus incomparabil mai puțin decât liderul de la Budapesta. Și din punctul acesta de vedere, sigur, poate să fie foarte greu de probat, dar ideea aceasta de un experiment care se petrece în vecinătatea României devine sau poate să fie relativ plauzibilă. Că acest experiment poate să scape de sub control și la un moment dat să se întâmple lucruri care nu mai pot să fie admisibile. Și să se ajungă chiar, cum s-a spune, la invitarea, mă rog, invitația scrisă în limba maghiară a Federației Ruse să facă parte din marile dezbateri energetice ale Europei. Sigur că aici probabil că sunt niște linii roșii care au fost depășite și poate că această reacție sau reacțiile pe care le vedem astăzi sunt consecința faptului că aceste linii roșii au fost în ultima vreme de mult trecute de regimul Orban și poate că prezența diplomaților americani pe străzile din Budapesta sau a însărcinatului cu afaceri în timpul protestelor de acolo, să fi fost o explicație, să aibă o explicație inclusiv de acest tip. Dar cu siguranță totul este deschis spre dezbatere. O invităm pe doamna Alina Inaif să ne exprime punctul domnului sale de vedere. Eu o să încerc să lărgesc un pic și poate și să updatez, dacă vreți, cadrul de dezbatere. Plecând de la unde terminase domnul consultant american, al cărui nume nu l-am reținut, a căzut asta, pentru că relația dintre SUA și Ungaria este influențată de relația dintre SUA și Rusia și este influențată, ca de altfel, de relațiile Statelor Unite ale Americii cu foarte multe alte țări, de rezultatele alegerilor de mijloc de mandat care au avut loc în America, în Statele Unite, pe 4 noiembrie. Și care au adus o schimbare importantă în structura Congresului American. Schimbare care este de natură a influența politica externă, fără a o schimba neapărat radical, dar să influențeze politica externă a Americii și pe care de consecință și relațiile Americii cu regiunea și tot pe care de consecință relațiile Americii cu Ungaria. În urma acestor alegeri, deci, republicanii au câștigat majoritatea atât în Senat, pentru că în Camera o dețineau deja, controlând astfel acum întregul Congres American. Mai mult decât atât, Obama intră în ultimii săi 2 ani de mandat, așa numită președinție lame duck, țintă sigură. Deci este un președinte care nu o să se mai bată atât de mult cu Congresul American, nici nu a făcut-o foarte mult, dar nu o să o facă nici atât de mult cât a făcut-o, decât poate pentru cele câteva idei care sunt importante pentru un eventual nou președinte democrat. În niciun caz nu se va bătea cu Congresul American pe probleme de politică externă care nu sunt neapărat vitale pentru SUA, deci nu implică război. Mai mult decât atât, în urma victoriei republicanilor în Congres, ei vor prelua conducerea a 3 comitete care influențează în mod direct, care chiar controlează, aș putea spune, politica externă a SUA, și anume Arme și Apărare, Comisia de Politică Externă, precum și Comisia pentru Controlul Serviciilor.
John McCain, senatorul republican, care cred că este foarte cunoscut pentru vehemența pozițiilor sale în ceea ce privește în general politica externă a Americii, se pare, este foarte probabil că va prelua Comitetul de Arme și Apărare, iar senatorul Corker din Tennessee, care este mai puțin cunoscut în România, dar este la fel de vehement pe probleme de politică externă a Americii, va prelua chiar președinția Comitetului de Politică Externă. Ambii senatori promovează o politică externă mai implicată și mai fermă a SUA și ambii sunt recunoscuți pentru vehemența pozițiilor lor împotriva agresivității SUA și pentru vehemența pozițiilor lor, dacă vă amintiți, John McCain, în ceea ce privește necesitatea implicării SUA în regiune, necesitatea implicării SUA în Europa de Est, atunci, acum câteva ani, când a fost trimisă această scrisoare către SUA de către mari intelectuali din Europa de Est, cerând rămânerea SUA, implicarea în continuarea SUA în regiune. John McCain este cel care a fost primul care a răspuns și a apărat această poziție a celor care semnau această scrisoare. Pentru noi, cei din regiunea Rusia și ceea ce se întâmplă în legătură cu Rusia, axa Rusia, axa Moscova-Budapesta, axa Moscova-Budapesta, Belgrad, aș vrea eu să spun, este o problemă și o preocupare majoră și probabil că avem senzația că trebuie să fie așa și pentru cei de la Washington, pentru conducerea de la Washington. Din păcate, nu este așa. Din păcate sau din fericire, realitatea este un pic alta. Problema majoră, așa cum este declarat oficial de către cei de la Pentagon, de către cei de la Departamentul de Stat, problema majoră a Statelor Unite ale Americii nu este Rusia, nu este regiunea, ci este ISIS, pentru că acolo este un război în care SUA este direct implicată și Rusia și tot ce se întâmplă în regiune, chiar și Ungaria, trec pe plan cel puțin secund, dacă nu chiar terțiar. Preluarea controlului Comisiei de Apărare de către McKay are în primul rând beneficiul sau ca rezultatul pozitiv faptul că vehemența acestuia împotriva Rusiei și implicarea acestuia în regiune va readuce, va încerca să repună Rusia pe lista principalelor pericole cu care se confruntă America, iar de aici vor decurge o serie de consecințe și pentru implicarea Statelor Unite în regiune. Ca să fiu mai concretă, probabil că știți deja, în septembrie al acestui an, deci acum două luni, o lună jumate, republicanii au introdus în Congres un proiect de lege care a și trecut de către Comisia de Politică Externă, Ukraine Freedom Support Act, un proiect de lege care prevede noi sancțiuni economice împotriva Rusiei în sectoarele apărare, energie și financiar. Mai mult decât atât, proiectul prevede și sancțiuni împotriva persoanelor de orice naționalitate, de orice cetățenie, care investesc în mod conștient în extragerea de petrol de țiței din Rusia. Mai prevede, printre altele, și ajutor pentru Ucraina, sectorul energetic și alocarea a câte 10 milioane de dolari Ucrainei, Moldovei și Georgiei pentru a cara propaganda rusească. Acest proiect, după cum spuneam, a trecut de Comisia de Politică Externă și urmează să fie dezbătut în plenul Congresului acum când se vor reîntoarce la muncă. Și va urma cel mai probabil să fie aprobat, dată fiind noua configurație a Congresului. A fost introdus de republicani, republicanii sunt majoritari, deci nu se așteaptă neapărat o aprobare foarte, foarte dificilă. Deși, trebuie menționat, există interese economice americane, bineînțeles, și în Rusia și companiile care au astfel de interese se opun vehement acestui proiect de lege, ca exemplu Exxon, care a cheltuit în ultimele două luni de cât acest proiect de lege a apărut pe masa Congresului, care a cheltuit deci 6 milioane de dolari pentru a face lobby împotriva acestuia. Nu este, bineînțeles, singura companie în această situație. Este deja așteptat ca Statele Unite să continue să se implice în regiune pentru a contracara și pentru a limita emisiunile Moscovei. Cel mai probabil se vor impune noi sancțiuni economice Rusiei prin acest proiect de care v-am pomenit. Și dacă Moscova continuă intensificarea acțiunilor militare, după cum se pare că este cazul, se va redeschide și problema înarmării Ucrainei, cel puțin la nivel de dezbatere. Aici este o problemă un pic mai sensibilă. Nu cred că se va aproba înarmarea Ucrainei neapărat, chiar dacă Congresul este republican, chiar dacă în Congres pentru prima oară sunt foarte, foarte mulți veterani de război. Dar cred că la nivel de dezbatere, la nivel de discurs, această problemă va reapărea.
Este de așteptat deci ca SUA să reacționeze în continuare împotriva aliaților Moscovei în cazul de față și, și al Ungariei. Și plecând de la tot ceea ce domnul consultant a schițat în materialul dumisale, deci plecând de la aceste probleme, aceste dificultăți care există oricum în relația americană, în cazul în care Ungaria continuă să se opună Europei, dacă vrea, și să se alieze Moscovei, este de așteptat ca sancțiunile împotriva Ungariei sau măsurile împotriva Ungariei să continue. La acest moment, discursul american în ceea ce privește Ungaria nu este absolut deloc măgulitor, nici la nivel de congres, nici la nivel, dacă vreți, de mass media, și este poate pentru prima oară când un subiect de politică externă care nu este foarte, foarte important sau nu este o amenințare imediată pentru Statele Unite ale Americii, este foarte dezbătut în presa americană. Poate pentru că este o noutate, poate pentru că este un experiment interesant care merită discutat și dezbătut, dar este un subiect care apare destul de mult în mass media. Este de așteptat ca discursul american, atât cel plecat din Congres în primul rând, să devină mai radical față de Rusia. Este de așteptat ca referirile la războiul rece, comparațiile cu războiul rece sau declarațiile de existența unui război rece să se intensifice, ceea ce poate că va face plăcere multora din regiune sau se va plia perfect opțiunile geopolitice ale unora, dar poate avea efectul nedorit de a-l înfuria pe Putin și nimeni nu vrea, mai puțin noi ce din regiune, un Putin furios. Foarte interesant și neliniștitor este faptul că pe când SUA devine mai fermă poziția sa față de Rusia și este de presupus că va deveni și mai fermă în următorul, cel puțin în următorul an, Uniunea Europeană devine tot mai ambiguă. Preluarea serviciului de acțiune externă de către Federica Mogherini, care are o poziție blândă față de Putin, neacceptarea impunerii de către noi sancțiuni economice discutate din nou de curând de către Uniunea Europeană, în condițiile în care Rusia totuși intensifică militarizarea Crimeei, vine în opoziție cu noul avânt, dacă vreți, al Congresului American. Dacă trece, Ukraine Freedom Support Act prevede sancțiuni împotriva, după cum am spus, oricărei persoane de oricare cetățenie care investește în proiecte speciale de extragere a țesutului din Rusia și este foarte de așteptat ca implementarea acestor sancțiuni să nu se bucure de suportul, de sprijinul european și să declanșeze o nouă tensiune, dacă vreți, între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. De altfel, eu cred că va urma o perioadă destul de tensionată pentru relația transatlantică în ceea ce privește regiunea, mai ales că senatorii vehemenți în poziția față de Rusia sunt cei care sunt aproape la fel de vehemenți în ceea ce privește slăbiciunile Uniunii Europene. Este foarte probabil că această tensiune să rămână la nivel de discurs, să nu-și găsească locul în politici publice, dar totuși ea va exista și probabil că va fi depășită doar la următorul fault al Rusiei, care probabil că va veni mai încolo sau mai târziu. Ca să revenim la tema de față și anume Ungaria, eu nu cred că relația dintre SUA și Ungaria se va îmbunătăți în perioada imediat următoare, va din potrivă, cred că se va înrăutăți. Dată fiind, după cum am spus, noua orientare, ci noua nuanțare, dacă vreți, sau mai puternică conturare a Congresului în politica externă a Americii și dată fiind și poziția din ce în ce mai apropiată de Moscova a Ungariei. Mulțumim pentru această față plină de sugestii și provocări. Prezentare. N-am ajuns încă la faza întrebărilor, eu aș avea multe de pus. Vom da cuvântul în continuare domnului ambasador Ioan Donca și continuăm prima parte a întâlnirii noastre. Vă mulțumesc. Am să mă refer mai mult la relația laterală cu Ungaria. Mai ales că a fost ambasador în Ungaria până la sfârșitul 1997. Am fost martorul alegerilor instalării primului guvern liber ales în Ungaria. Aș evita să vorbesc de primele alegerile, dar după 45, dar după
dreapta și pe viața politică ungară au apărut partidele politice între care și tânărul Victor Orban, copilul din lume al corpului diplomatic occidental, respectul important, Bărbun și la Bruci, era original din toate punctele de vedere, pentru că, indiferent de ce se spune, Victor Orban este un tip extrem de bine pregătit, se are un minte brilliant, se spune un politician brilliant, putem să fim în dezacord cu el, dar asta și cu altă chestie. Eu mă gândesc la modul în care lucrurile au evoluat. Nu este nicio surpriză pentru cei care l-au urmărit pe Victor Orban exercițiul său politic actual. Absolut deloc, dimpotrivă. Toate aceste lucruri le cunoșteam pe de rost pentru că aveam și o relație de prietenie. Ca și orice ambasador care lucrează într-o țară, se apropie de șefii de partide, indiferent de culoarea politică pe care o reprezintă, pentru că tu trebuie să fii trimisul țării să ai un comportament echidistant. Aveam și o anumită simpatie față de el, mai puțin față de subalternul său, un emergiol, care era extrem de agresiv și adesea foarte prost crescut, naționalismului exagerat, era destul de deranjant. Primul guvern Orban a dat semnale clare care va fi orientarea viitoare a lui Orban și dacă el se va mai întoarce vreodată la guvernare. N-a avut nevoie decât o pauză socialistă care a fost un eșec politic major ca să reîntoarcă la conducerea Ungariei și pe parcursul celui de-al doilea guvern Orban și acum celui de-al treilea guvern Orban să-și pună în practică absolut toată gândirea. M-am reîntâlnit cu politica ungară când am fost ambasador la Moscova. Suntem vecini, gard în gard, ambasada Ungariei de la Moscova. Și acolo, între țările Europei răsăritene, relația dintre Ungaria și Rusia era cea mai bună. Ambasadorul ungar era singurul care avea uși deschise la absolut orice nivel, dar la absolut orice nivel, ceea ce foarte puține ambasade își puteau permite, nici măcar să-și dorească. Poate ambasada Statelor Unite, în rest, avea o situație foarte bună, relația economică cu Rusia era extrem de puternică, pentru că bazele acordului la care s-a ajuns cu centrala atomică de la Pax, s-a făcut atunci, un asemenea acord nu se încheie printr-o discuție de o lună de zile. Pentru acest acord s-a lucrat un deceniu. Iar eu cunoșteam mersul negocierilor destul de bine, pentru că fiind de relații foarte bune cu ei, avem relații destul de bune și cu partenerii mei ruși, le cunoșteam destul de bine mișcările. Atitudinea Ungariei vis-a-vis de Rusia, relația Ungariei vis-a-vis de Rusia, era extrem de vizibilă și clară. Astăzi ne trezim și arătăm oarecare surpriză. Nu este nimic surprinzător. Tot ceea ce face Orban acum și tot ce este previzibil să facă, eu dacă doriți să vă fac o listă, ce se va întâmpla în următorii 3 ani, ce va face domnul Orban, este foarte ușor de prevăzut. El știe că încă este departe linia roșie și nu se poate face nimic. Marea problemă este când se va opri, când va putea să fie oprit și cât de periculos și de dificil va fi drumul de întoarcere. Drumul de reinserție a Ungariei într-o Europa normală, în relații normale, iar aici noi vom avea un rol destul de important. Sunt pentru totul pe acord cu domnul ministru Cerac că inovațiile în politica României vis-a-vis de Ungaria trebuie gestionate cu foarte mare grijă. Avem un tratat politic de bază pe care l-am negociat 76 de ani și foarte greu l-am încheiat
este o realizare bilaterală formidabilă, deocamdată acest tratat politic de bază nu este afectat de politica Ungariei. Noi suntem afectați de aventurismul, aparentul aventurism, pentru că este o politică foarte bine gândită. Politicienii ungari și sfetnicii domnului Orban sunt oameni bine pregătiți politic și au asigurat toate mișcările dinainte, știu să joace pe tabla de șac, sunt preocupat ca și fiind observator aceste chestiuni, ce se va întâmpla din momentul în care vom reuși să-i convingem să se oprească din această chestiune și să se reintegreze între noi, pentru că ei deja s-au distanțat de noi. Deja ei devin se află într-o postură de care ne și speriem. Să ajungă o țară membra a Uniunii Europene, membra a NATO, să primească un comunicat de la Washington că mai mulți oameni politici, unii dintre ei din preajma lui Orban, nu mai au viză de intrare în Statele Unite, dar unde suntem? În Rusia putinistă, în Ucraina lui Ianucovici. Hai să fim serioși, este vorba de o țară considerată democrată mai mult decât atâta, un exemplu de democrație. Cum bine a spus că prietenul lui conservator din Anglia îl tratau ca pe mare partener și mai mult de atât l-au dat ca să facă schimb de experiență. Să aplice și în Marea Britanie gândirea politică după formă. Acum deodată ne trezim că ne aflăm în fața unei situații pe care n-aș merge până acolo cât să poți a fi un experiment, pentru că dacă este un experiment, e abia de atunci începe partea dramatică a lucrurilor. Pentru că dintr-un asemenea experiment poate să rezulte ceva pe care nu mai putem controla. Este ca și răzutorul umat. Ne rugăm și facem tot felul de lucruri ca să vină ploaia și furtuna, după aceea nu mai putem opri furtuna pe care am pornit-o și care mătură totul din cale. Noi ne-am aflat în permanentă campanie electorală, în schimbări majore politice, care nu ne-au lăsat să cântărim cu exactitate impactul comportamentului Ungariei și a deraierilor evidente de pe linia normală a ceea ce trebuie să fie un stat membru al Uniunii Europene, membru al NATO, o țară parteneră a Statelor Unite, care a fost privită lungă vreme și încă cred că este privită la nivelul clasei politice americane ca unul dintre partenerii cei mai buni ai Statelor Unite. Chiar mai buni decât noi, din multe puncte de vedere. Cum vom gestiona în continuare relația cu Ungaria? Și va trebui să o gestionăm cu foarte mare grijă, să menținem canalele de dialog cu Ungaria permanent deschise, pentru că s-ar putea să fim printre cei care putem să venim cu o contribuție la readucerea Ungariei în familie. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule ambasador. Apropo de traiectoria lui Victor Orban, dincolo de apariția lui în anii 90 în România, în 5 și 10 de duci, în contrast vădit cu aerul foarte somptuos cu care l-am întâmpinat, în 1999 s-a desfășurat la Viena, la The Institute for the Research and of Mention, cel mai mare aniversarea căderii comunismului, erau 10 ani de la căderea comunismului, în care era invitată toată crema europeană și americană, de la președinți, premieri, mari comentatori internaționali. România și Bulgaria nu au fost invitate la niciun nivel, dar eram acolo pentru că eram prima generație de români acceptați ca bursieri la acest institut. După
după 10 ani a fost acceptat pentru prima dată acest institut, care a fost înființat în 1982 la Viena, tocmai pentru a pregăti într-un fel ideea de Middle Europa, Europa Centrală și chiar toate evoluțiile care urmau să se petreacă la sfârșitul anului 90. Orban a fost sigur unul dintre vorbitorii principali și la un moment dat îmi aduc aminte într-o sală extrem de elegantă, cum numai Viena are. A început să vorbească, s-a încălzit, s-a încins și la un moment dat a izbucnit, 1989, a fost o mișcare de liberare națională. Chestiunea asta nu dădea, o fi adevărat sau nu, asta e altă problemă, dar treaba asta nu dădea bine în atmosfera dezbaterilor de acolo. Și țin minte și acum un murmur în sală, că toată lumea era puțin mirată, nu, de această ieșire aproape intempestivă, care, încă o dată spun, nu cadra cu atmosfera și tonalitatea discuțiilor. Din punctul acesta de vedere, chiar dacă era inevitabil acest traseu, în 1999, când era premier, Victor Orban mima totuși foarte bine, așa că nu e de mirare că pentru unii a apărut ca o surpriză. Sigur că nu poți să crezi că te dai peste cap nu și devii Victor Orban de astăzi dacă nu exista ceva în tine de mult. Dar este clar că la vremea respectivă Victor Orban n-avea nici critica, nici presa pe care o are în ziua de astăzi și a reușit, din punctul acesta de vedere, să mimeze suficient de bine ca astăzi lumea să pară atât de mirată și atât de șocată în fața acestor gesturi, încât cu greu să se apuce să scrie, să critique, pentru că probabil mulți dintre ei ar fi fost întrebați, dar până acum n-ați văzut totuși ce se întâmplă cu Ungaria, n-ați văzut că Ungaria are potențialități de genul ăsta și că e aproape inevitabil ca cineva de formula lui Orban să o ducă acolo. Pentru că vestea cea mai proastă în Ungaria de astăzi, dincolo de ceea ce spune, face sau cum arată Victor Orban, este că populația din Ungaria îl susține într-o proporție care nu poate fi comparată decât cu susținerea, dacă vreți, pe care o are Vladimir Putin în Federația Rusă. Asta este vestea cea mai proastă. Și asta este probabil dificultatea pe care o să o avem, pentru că un regim sau un lider se mai schimbă. Dar ce faci cu o populație care începe să-i placă, deși vede o mulțime de magazine second hand în centrul Budapestei, îi place acest stil de politică, îi place acest discurs, îl consumă abundent și ei îi va fi mult mai complicat să-i scos din minte decât probabil să schimb un guvern, un regim sau chiar un președinte. În continuare, îl invit pe domnul Petrișor Peiu să ia cuvânt. Am să încerc să pun în context relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Ungaria. Îmi cer scuze dacă sunt maghiar în sală pentru pronunția care poate să nu fie foarte bună a numelor maghiare. Pentru context, trebuie spus că relația între Statele Unite și Ungaria stă sub semnul lunii decembrie. Primul agent consular care a ajuns la PESTA în 1869 a ajuns în decembrie. Relațiile diplomatice au fost stabilite în 1921 după război, sigur, pe 17 decembrie. Și tot în decembrie președintele Wilson a emis celebra declarație, dar de data aceasta 1918, în care la punctul 10 se referea explicit la ceea ce se numea atunci Free Opportunities for the Autonomous Development of the Peoples of Austria-Hungary. În decembrie, pe 13 decembrie 1941, Ungaria declara război SUA, iar pe 15 decembrie 1945, un nou ministru al Statelor Unite ajunge la Budapesta, domnul Schoenfeld. În ceea ce privește relația recentă din perioada comunistă a Ungariei cu Statele Unite, trebuie înțeles că abia în 1967 legația de la Budapesta este ridicată la nivel de ambasadă. În 1973 se întâmplă cel mai important lucru din istoria bilaterală, și anume semnarea tratatului bilateral prin care se soluționează disputele legate de naționalizarea companiilor americane din Ungaria. În 1978, Statele Unite fac un gest simbolic foarte important, și anume returnează Ungariei Sfânta Coroană a Regatului.
În 1978 se semnează tratatul bilateral comercial prin care Ungaria primește statutul de Most Favored Nation, iar între 1989 și 1993, ca efect al Support for East European Democracy Act, Ungaria primește 136 de milioane de dolari pentru restructurarea economică și dezvoltarea sectorului privat. S-a înființat un fond, prima oară în statele foste comuniste, Hungarian American Enterprise Fund, care a oferit credite și chiar equity capital pentru sectorul privat. În Statele Unite trăiesc 1,5 milioane de cetățeni care se declară descendenți cel puțin al unui părinte maghiar, mulți dintre ei foarte cunoscuți, sigur câteva nume, Elie Wiesel, Joseph Pulitzer. Trebuie spus că peste 600 de mii și cei mai cunoscuți dintre ei sunt evrei care provin din fostul regat maghiar și foarte mulți, foarte mulți dintre ei și foarte importanți din Transilvania. George Soros, sigur Tom Lantos, fost congressman, John von Neumann, un matematician celebru, german de naționalitate, totuși s-a declarat la recensământ de origine maghiară, a fost foarte influent în proiectul Manhattan. Premiul Nobel pentru medicină 1937, Albert St. George pentru descoperirea proceselor biologice ale vitaminei C, George Gemini, inventatorul limbajului de programare BASIC, Edward Teller, bine cunoscut. Tot cetățeni de origine maghiară se declară Monica Seles, Johnny Weissmuller, pe care noi îl considerăm șvab din Timișoara, de asemenea antrenorul lotului american de gimnastică, Caro Ibello, unii mai puțin cunoscuți sunt Michael Curtis, care este regizorul filmului Casablanca, un Oscar pentru regie, tot Oscar pentru regie George Cukor, regizorul filmului My Fair Lady, celebrul actor Tony Curtis, originar din Oradea, și în fine, mai mulți din zona showbiz-ului, inclusiv celebrul sex symbol Sasha Gabor sau actrița de acum Drew Barrymore. Trecând la lucruri serioase, SUA reprezintă cel de-al 10-lea mare investitor străin în Ungaria, cu investiții totale de peste 9 miliarde de dolari. Sunt peste 600 de companii americane care au reprezentare în Ungaria, în principal în telecomunicații, IT, automobile și în centre de serviciu regionale, de servicii regionale. Cel mai mare investitor american în Ungaria este General Electric. În ceea ce privește, ca să înțelegem ce semnificație au aceste cifre, Statele Unite în România sunt abia pe locul 12 printre mari investitori și au investiții totale de 1,25 miliarde de dolari. Trecând la comerțul bilateral. Comerțul bilateral, atât pentru noi cât și pentru maghiari, atinge anul acesta vârful absolut. Trebuie spus că anul trecut Statele Unite au exportat în Ungaria de 1700 de miliarde de dolari, de 1,7 miliarde de dolari, scuze, au importat de 3,7 miliarde de dolari, cu un deficit de 2 miliarde de dolari. Anul acesta, la 9 luni, exportul Statele Unite în Ungaria este de 1,3 miliarde de dolari, importul de 3,8 miliarde de dolari, deja cifrele depășesc valoarea de anul trecut. Pentru România, anul trecut, Statele Unite au exportat de 746 de miliarde de dolari, au importat de 1,7 miliarde de dolari. Anul acesta, la 9 luni, Statele Unite au exportat până acum de 700 de miliarde de dolari și au importat de 1600 de miliarde de dolari, cu un deficit de aproape 1 miliard. Deci comerțul bilateral al statului maghiar cu Statele Unite este de două ori mai mare ca volum pe ambele dimensiuni decât cel al României cu Statele Unite, în condițiile în care PIB-ul României este o dată și jumătate, grosomodo, față de cel maghiar. Deci, domnule ambasador Celac, ați avut dreptate, relațiile economice merg în crescendo.
Acum, trebuie spus că relațiile militare între Statele Unite și Ungaria sunt foarte bune. Există misiuni comune pe principiul in together, out together. Trebuie spus că trupele maghiare au avut importanta misiune de protecție a aeroportului internațional din Kabul, în Afganistan. Trebuie spus că Congresul American a aprobat în 2012, la jumătatea mandatului Orban II, suma de 13,3 milioane de dolari pentru a dezvolta capacitățile Joint Tactical Air Control ale trupelor maghiare. Asta, tradus în limbajul nostru, înseamnă creșterea posibilităților trupelor terestre de a chema în ajutor în timp real trupele unitățile aeriene. De asemenea, 14% din armata maghiară se află pe teatre de operațiuni, în misiuni NATO în principal, respectând principiul de a pune la dispoziție avianței 10% din forțe. Ungaria găzduiește la baza aeriană Papa unitatea Heavy Airlift Wing, unitate cu 3 avioane C-17 care au desfășurat deja misiuni militare în Afganistan și Haiti. Ungaria conduce singurul centru medical de excelență acreditat NATO și este desemnată să conducă programul Baltic Air Policing, poliția aeriană a zonei Baltice, începând cu 2015. Contribuie de asemenea cu o unitate, ca parte a forței de reacție NATO, cu o unitate CRBN, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear. Acum, tot pentru a întregi poza, trebuie spus că principalul protagonist al dezbaterii noastre, domnul Orban Victor Mihai, este un conservator autentic de 51 de ani, cu 5 copii, care este căsătorit cu o catolică, deși el este calvinist practicant, este căsătorit cu o catolică militantă și a primit și a avut niște performanțe deosebite din punct de vedere economic în primul mandat al său. A avut ritmuri de creștere de aproape 5%, ceea ce reprezintă și pentru noi și pentru ei ținta absolută de reducerea decalajului față de țările Uniunii Europene. A redus datoria publică la 54% din PIB. Și trebuie spus că guvernul Gyurcsány și apoi Bașnai a dus-o la aproape 80%, la peste 80% din PIB și a dus deficitul la 3%. În mandatul său, Ungaria a intrat în NATO în 1999, dar tot în 1999 Uniunea Europeană a decis încetinirea procesului de negociere de aderare la Uniunea Europeană a primelor țări din primul val, introducând 6 noi state în ecuație, inclusiv pre noi, ceea ce a generat proteste masive ale guvernului Orban și a fost primul val de anti-europenism, să spunem, anti-Uniunii Europene din partea guvernului Orban. Performanța guvernelor Orban 2 și 3 până anul acesta a fost absolut mediocră. Ritmul de creștere s-a aflat undeva la o medie de 1%. În 2012 au avut recesiune. Șomajul a scăzut, dar de la 11% la 10%. Nivelul datoriei publice față de produsul intern brut a scăzut de la 82% la 79%, deci absolut mediocru. Rata de schimb a depășit 300 de forinți pe dolari, plecând de la 270. Cu toată această performanță mediocră, guvernul s-a bucurat de o mare susținere. Acum, tot pentru a avea o imagine foarte bună, trebuie să vă dau câteva cifre despre nivelul impozitării în Ungaria. Cota unică care este în vigoare în Ungaria pentru veniturile individuale, veniturile populației, este de 16%, la fel impozitul pe dividende și pe dobândă. În ceea ce privește impozitul pe profit sau corporate tax, el este de 10% pentru venituri de până în 500 de milioane de forinți, ceea ce înseamnă aproximativ 1,85 milioane de euro și 19% pentru ce depășește această cifră. Contribuțiile de asigurări sociale, sănătate și șomaj în total sunt 47%,
28,5% datorată de către angajator și 18,5% datorată de către angajat. Impozitul local pentru afaceri este de 2% din venituri, de exemplu în Budapesta. Impozitul pe proprietate este 3,6% din valoarea de piață, în medie. În Budapesta este 3%. TVA-ul este de 27%, cel mai mare din Uniunea Europeană, cu încă două paliere de 5% pentru, aici este comic, medicamente, cărți, încălzire centrală și porci vii, și 18% pentru lapte și alte produse din coșul zilnic. Și acum începe problema. Guvernul Orban a introdus niște taxe speciale. Prima este așa numită taxă Robin Hood. Companiile energetice străine, inclusiv filialele maghiare ale companiilor străine, plătesc 31% din veniturile dinainte de impozitare. 31%. Urmează taxa bancară, care este de 0,15% pentru totalul activelor nete de până în 50 de miliarde de forinți și 0,53% pentru ce depășește 50 de miliarde de forinți. Sunt peste 9 bănci care se încadrează aici. Taxa pe tranzacțiile speciale este de 0,3% pe fiecare tranzacție bancară și 0,6% pentru tranzacțiile cu numerar, cu cash. Taxa pe telecomunicații este de 2 forinți pentru fiecare convorbire inițiată sau SMS trimis pentru o persoană fizică și 3 forinți pentru o persoană juridică. Există o taxă pe liniile de utilitate publică de 125 de forinți, deci cam o treime de euro pentru fiecare metru liniar al liniei de utilitate publică. O taxă pe energie și atenție! Impozitul pe moștenire sau pe cadouri este de 18% din valoarea activelor moștenite, cu un prag de 9% pentru proprietățile rezidențiale. Există și o taxă pe așa numitele produse nesănătoase, și anume sucuri carbogazoase, siropuri și alte arome alimentare. A existat o dezbatere foarte mare pentru a se fixa un curs de schimb pentru creditele luate de persoanele fizice în frați elvețieni, care ar fi produs băncilor o pierdere de 4,1 miliarde de dolari. Ca efect al unei decizii al Curții Constituționale, guvernul a anunțat ieri că a ajuns la un compromis cu băncile de a fixa acest nivel la cursul de schimb de ieri, care era de 250 de forinți pentru un franc elvețian. Guvernul a redus prețurile administrate la energie cu 10% în ianuarie și cu 10% acum, recent, în octombrie. A naționalizat activele fondurilor private de pensii în valoare de 14 miliarde de dolari. A crescut salariul minim peste noapte cu 18%. În contextul în care dependența sectorului financiar din Ungaria este foarte mare față de finanțările străine. În plus, noul lider al Băncii Centrale, apropo, o dispută între comunitatea occidentală și Ungaria a fost pe modalitatea de desemnare a Consiliului de Administrație a Băncii Centrale, dar noul lider, Gheorghe Matolcsy, fostă mâna dreaptă a domnului Orban, a anunțat un proces de quantitative easing, similar cu cel anunțat de Fed și de Banca Centrală Europeană, ceea ce va duce la creșterea masivă a importurilor și a datoriei publice, ceea ce va afecta pe termen mediu capacitatea Ungariei de a se finanța singură. Investițiile străine au scăzut, dar iarăși pentru a sublinia ceea ce spunea domnul ambasador Celac, au scăzut de la un nivel de 13,5 miliarde de dolari anual înainte de perioada guvernului Orban, la un nivel de 10,6 miliarde de dolari pe an, ceea ce pentru noi reprezintă un vis prea depărtat. Guvernul are în plan, guvernul Orban are în plan să introducă noi taxe, printre care așa numită taxă Tesco, care va afecta cel mai mare retailer din țară, retailerul britanic Tesco și rețeaua Spar, și anume să impoziteze cu 1% cifra de afaceri de peste 50 de miliarde de forinți. Taxa pe internet, care a scos sute de mii de oameni în stradă și la care guvernul a renunțat,
Un alt proiect controversat care lovește în mediul de business occidental este o lege care cere ca marile magazine să fie închise duminica obligatoriu, fără posibilitatea de a deschide. Revenind la situațiile dintre relațiile dintre Statele Unite și Ungaria, trebuie spus că Statele Unite nu au mai trimis un ambasador la Budapesta din iulie 2013, de când a încetat mandatul doamnei Eleni Tsakopoulos Kounalakis, deși în noiembrie anul trecut președintele Obama a nominat-o pe doamna Colleen Bradley Bell, un producător de televiziune din California, dar Senatul nu a validat numirea. Din august 2013, șarjet d'affaires este domnul André Gutfreund, cu statutul de ministru consilier în serviciul diplomatic american Senior Foreign Service, vorbitor de maghiară și hibru, printre altele. Mai trebuie spus că ceea ce a declanșat toată această discuție despre relațiile dintre Statele Unite și Ungaria este aplicarea a ceea ce se cheamă Presidential Proclamation Number 7750 și, atenție, its provision, anti-kleptocracy provision. Această proclamație a fost dată de către fostul președinte Bush în 2004. Această anti-kleptocracy provision, aplicarea acestei anti-kleptocracy provision a afectat 6 persoane, printre care se bănuiește și nu s-a negat că ar fi domnul Habony Arbat, consilier al domnului Orban, 3 directori ai autorității de taxare și vamă NOV, dintre care președintele Vido Ildikov a și confirmat că este pe această listă, precum și, atenție, domnule președinte al fundației, și domnul Andras Lonc, președintele unui think tank important din Ungaria, numit Shabatshek, Institutul de Cercetare Economică Shashatvek. Sigur, sunt și adresările publice ale doamnei Victoria Nuland, Assistant Secretary of State, și ale președintelui Obama referitoare la situația democrației din Ungaria. Trebuie spus că este un caz foarte important în opinia publică din Ungaria, discutat acum, și anume producătorul american de ulei Bunge, care se află și în România, care a anunțat public că a fost prejudiciat de politica de rambursare a TVA-ului a autorității maghiare de fiscalitate, acel NOV. Practic, atunci când se face un export, se rambursează TVA-ul companiei exportatoare și acestei firme americane Bunge nu i s-a mai returnat TVA-ul de 2 ani, în timp ce contraconcurenții au primit rambursări și de 80 de milioane de euro. Mai trebuie spus că încă două lucruri foarte importante. Transparency International atrage atenția asupra unui fenomen specific Ungariei, și anume forumurile informale de lobby, care au făcut ca anumite companii să încheie așa numite acorduri de parteneriat strategic cu guvernul și să fie favorizate în afaceri. Și aș mai vrea să mă refer la subiectele de dispută cu Statele Unite, care sunt 4. 2 sunt majore: conducta de gaze South Stream, pe care Ungaria vrea să o realizeze și o susține, și construcția 2 noi reactoare la centrala nucleară de la Poci, centrală construită în anii 70 cu tehnologie sovietică, cu reactor cu apă sub presiune în guvern, pentru care Federația Rusă acordă Ungariei un împrumut de 10 miliarde de dolari până în 2023, împrumut ale cărui costuri nu se cunosc, dar se estimează a fi cam duble față de costurile cu care Ungaria s-ar fi putut împrumuta de pe piață, dar nu poate să o facă pentru că suma e foarte mare. Și, în fine, 2 cazuri concrete de dispută comercială cu care s-a ajuns și la arbitraj. Primul, compania Vigotop, înființată de influentul om de afaceri Ronald Lauder, mai cunoscut ca fiul lui Estée Lauder,
care a semnat în 2009 un acord cu Ministerul de Finanțe de la Budapesta pentru realizarea unui mega casino, un parteneriat public-privat. În 2010, guvernul Orban a venit la putere, nu a eliberat avizul de mediu pentru acel casino și în 2011 a naționalizat compania realizată prin PPP pe motiv că nu s-a realizat investiția. Cazul s-a judecat la Tribunalul Arbitrar al Băncii Mondiale. Însă trebuie spus că Ronald Lauder este un foarte influent om de afaceri, la fel provenit din Transilvania. Al doilea caz, cu două companii americane importante, compania Emis Communication, listată pe Nasdaq, și compania Accession Mezzanine Capital, care dețineau singurele rețele naționale de radio din Ungaria, Schlager și Danubius, a căror licențe au fost naționalizate, e drept, de către guvernul socialist, și date a două firme maghiare, una apropiată Partidului Socialist, cealaltă condusă de Partidul Fidesz. Cea condusă de Partidul Fidesz era condusă chiar de un om foarte, foarte apropiat al domnului Orban, fostul ministru al Economiei și Finanțelor, domnul Feleghi Tomaș. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Liliana Popescu, prorector SNSPA. Bună seara! Ceea ce o să spun eu, cred că e foarte diferit față de ceea ce a spus antevorbitorul meu, în sensul că sunt mai curând idei generale și considerații privind contextul internațional, contextul regional. Deci am să vin cu poate mai puține date concrete, cu siguranță, dar încerc cumva să spun, creez un tablou al contextului în care guvernul maghiar condus de Viktor Orban a procedat, așa cum s-a descris foarte complex în această sesiune. Cred că avem de a face, dacă ne referim la contextul internațional întâi, cu o reașezare a raporturilor internaționale, a relațiilor, să spunem, de putere. Și în acest context aș menționa în serie de fenomene care s-au întâmplat în ultimii ani, să spun 6, 7, 8, poate mai mulți ani. În primul rând, dacă și s-a referit aici mai multă lume la Statele Unite, o reorientare a politicii Statelor Unite către Pacific și cumva o lăsare mai curând în deci o prioritate, să-i spunem așa, acordată de politica Statelor Unite relațiilor din zona Pacificului. Ar fi bine de menționat în context criza începută din 2008, criza economico-financiară, care în ce privește Europa nici până în acest moment nu se poate vorbi de o ieșire propriu-zisă și care în Europa a generat o criză de ordin politic și am să spun câteva cuvinte puțin mai încolo. Tot la nivel internațional cred că este semnificativ eșecul rundei Doha la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului, care afectează relațiile comerciale la nivel internațional și care au determinat diferite puteri și diferite state să procedeze la alte variante și cunoaștem negocierile care se poartă acum în lumea transatlantică pe zona asta, așa numitul TTIP. Cred că în ultimii ani a crescut profund rolul unor organizații de interes, organizații regionale. Aș menționa în contextul acesta, cred că este relevant, rolul G20, de pildă, rolul BRICS, Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, care cumva modifică formatul guvernanței la nivel internațional față de predominanța, să spunem, a instituțiilor de tip Bretton Woods. De fapt, ele sunt, în acest moment, aceste instituții supuse unui, să spunem, atac, poate între ghilimele, dar nu e numai între ghilimele.
Aici m-aș referi de pildă la acțiunile și înțelegerile din cadrul BRICS, deci înființarea unei bănci, care este o alternativă, poate menită să ajute lumea a treia, o alternativă la Banca Mondială, înțelegerea din interiorul BRICS în ce privește folosirea monedelor, valutelor proprii și mai puțin a valutelor care sunt dolarul american, euro și așa mai departe, și așa mai departe. Deci aș spune ceea ce se întâmplă în Ungaria, chiar dacă va părea puțin distant ceea ce spun eu, dar o să încerc să aduc un pic la Ungaria discuția. Deci o reașezare la ce privește raporturile internaționale și este vorba despre un atac în ultimul timp, în special începând cu criza, început în 2008-2009, la adresa hegemoniei Occidentului. Deci mie mi se pare că lumea occidentală, lumea liberală, sub imperiul anumitor eșecuri ale politicilor neoliberale, este sub atac. Și din punctul nostru de vedere, și dacă e să privesc din punctul meu de vedere ca un cetățean și membru al societății civile românești, al unei țări de la marginea Uniunii Europene, pentru mine acest lucru este foarte important. Pentru că riscă, sub imperiul apariției unor persoane, unor lideri politici de tipul Viktor Orban, riscă să afecteze drepturile și libertățile de care m-am bucurat până acum. Atât Ungaria cât și România facem parte din Uniunea Europeană, am făcut parte din valul acesta dublu, să spunem, da, 2004-2007, și suntem parte așa numitului nord economic al lumii. Deci poate că o să introduc aici o serie de termeni care vin din gândirea de stânga. Dar cred că este oportun, cred, ca să înțelegem câteva lucruri care se întâmplă, sau cel puțin eu așa mi le explic. Deci facem parte din nodul economic al lumii, dar e adevărat că suntem la marginea lui. Dacă ne uităm pe hărțile băncii mondiale, vom vedea că România, Ungaria fac parte din nodul economic, dar suntem la marginea acestei lumi. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, atât în Ungaria cât și în România, o serie de politici sau participarea ca membru activ al Uniunii Europene poate că nu a adus din punctul de vedere al populației la rezultatele scontate în termeni de standard de viață, de venituri, de calitate a vieții, care au fost poate așteptate de cetățenii acestor țări. Și aici, de exemplu, m-aș referi la proporțiile sărăciei din cele două țări. Deci, pe de o parte, în Ungaria, undeva cam o treime, am înțeles din ceea ce am citit, o treime din maghiari trăiesc într-o stare de sărăcie accentuată, în România undeva în jur de 40%. Aceste cifre nu sunt de neglijat în condițiile în care suntem membri ai Uniunii Europene. Și aici revin asupra contextului regional. Deci suntem ambele țări membre ale Uniunii Europene și știm foarte bine că această criză economico-financiară începută în 2008-2009 a avut efecte foarte serioase asupra unor state și de fapt a adus Uniunea Europeană la o situație de criză a politicilor sale. Nu se poate nega acest lucru. Toate aceste încercări de integrare bancară, deci pe fondul prezenței unei monede comune, moneda euro, e clar că la nivelul Uniunii Europene avem de-a face cu o criză de integrare. Iar sub imperiul prezenței acestor forțe de dreapta din ce în ce mai puternice, cred că orice tendință federalistă este stopată și din păcate, cred eu, pentru a nu avea asemenea fenomene precum cel care se întâmplă în Ungaria, cred că Uniunea Europeană are nevoie de mai mult federalism, deci avem nevoie de mai multă Europa. Și din păcate, în acest moment, nu avem mai multă Europa. Și acest lucru cred că ar trebui, să spunem așa, în spiritul unui glasnost, așa după 20 și ceva de ani,
la nivelul Europei ar trebui să recunoaștem acest lucru și poate că noi, statele din centrul estul Europei, am putea să facem mai mult pentru a semnala Bruxellesului această nevoie. Acum aș, pentru că vorbim despre contextul regional și am adus vorba de acest context, nu pot să nu mă refer și la ceea ce se întâmplă în relația Occident-Rusia în ce privește Ucraina. Și aici este vorba despre un război hibrid. Nu o să insist asupra lui, ci doar o să menționez că chiar în cadrul acestui război se manifestă o tendință antiliberală. Deci este vorba despre un atac la adresa la adresa dreptului internațional, dacă ne gândim la anexarea Crimeei de către Federația Rusă. Deci cred că vorbim despre o criză a liberalismului de mai mare anvergură și cred că în acest context am putea să înțelegem puțin mai bine de ce au intervenit aceste politici adoptate de către Victor Orban. Nu spun acest lucru pentru a justifica nici vorbă, ci spun pur și simplu că mă îngrijorează în calitate de membru al societății civile ceea ce se întâmplă în Ungaria și mă îngrijorează pentru că s-ar putea replica sub altă formă în România. Deci în Ungaria s-a dat, să spunem așa, într-un limbaj colovial, la liber, la xenofobie, la rasism. Organizații neguvernamentale sunt atacate. Deci mie nu mi se pare că acesta ar putea să fie un viitor bun pentru țara mea, pentru România și în general pentru Uniunea Europeană. Și spun acest lucru pentru că mi se pare foarte îngrijorător a vorbi despre, de exemplu, o democrație iliberală. Deci este o tâmpenie. Nu există democrație iliberală. Deci democrația, practic, este un produs al liberalismului, al gândirii liberale, al politicilor liberale. Am mai auzit termenul, da? Democrație suverană, democrație dirijată, da? Știm în ce direcție mergem. Deci asta este direcția în care se merge. Și poate că sună cinic ceea ce spun, dar în lumina evoluțiilor din ultima vreme încep să cred că poate valorile liberale, libertatea de expresie, libertatea de asociere, etc., sunt doar pentru cei bogați și nu pentru cei care au un produs intern brut mai redus și așa mai departe. Deci cam asta am avut de spus. Mulțumesc! Când ați spus mie despre perestroica, discutăm cu domnul ambasador că a mai fost o perestroică în URSS și s-a terminat altfel decât au vrut cei care au lansat-o. Dacă facem o perestroică în europeană, nu știm la ce să ajungem. Ultima intervenție în această dezbatere, domnul George Scarlat, expert, fost diplomat pe spațiu vestic, expert al Fundației Universitare Albert Funu, este acesta. Bună seara! În primul rând vreau să vă spun că am constatat, ca urmare a intervențiilor, că ne-am numărit la această masă patru persoane care l-am cunoscut personal pe premierul Victor Orban, despre care discutăm aici, cu care ne-am intersectat în diferite momente ale carierilor noastre. Domnul ambasador Donca, când era șeful misiunii diplomatice românești, domnul profesor Dungaciu, când și dânsul și domnul Orban erau studenți erau bursieri la Viena, domnul Peiu și cu mine, când eram consilier de stat, inclus și în delegația primului ministru al României, care s-a deplasat la Budapesta în vizită oficială, și ar putea ca această coincidență să aducă puțină plus valoare acestor dezbate. În intervenția mea, vreau să subliniez unele rădăcini identitare intelectuale și ale unei anumite gândiri geopolitice din Ungaria. Toate
toate acestea cu următorul scop. Am văzut că persoane cu o neutralitate favorabilă față de regimul din Ungaria, sau cel puțin care mimează critica față de acesta, au următoarea explicație. Domnule, dânsul este un conservator social care a fost greșit înțeles în intențiile lui bune și pentru că nu a găsit deschidere în vestii numai critici, se orientează și dânsul spre est, oarecum frustrat de tratamentul la care a fost supus de vest. În al doilea rând, există și criticii de orientare liberală sau din societatea civilă care, demonizându-l pe Orban, induc ideea că este doar un accident al istoriei și dacă dispare acest regim, se va întoarce la status quo ante bellum, dacă putem vorbi de un bellum. Și întotdeauna, ca în viață, lucrurile nu sunt albe sau negre, ci sare și piper, și vreau să relev aceste lucruri pornind de la rădăcinile acestei gândiri, că nu au apărut de niciunde acei oameni și cu ideile lor. Mai ales că vorbim de partide de masă care domină Parlamentul, care au 100 de mii, milioane de partizani în Ungaria. Bun. Acum intru în subiect. Timp de secole, Ungaria s-a considerat pe sine o națiune europeană, o națiune catolică din Occident, care apăra Occidentul, ba de tătari, ba de Imperiul Otoman. În perioada modernă, tot așa, el făcea parte integrantă dintr-o mare putere europeană, care era Austro-Ungaria, și aceasta era imaginea despre sine a ungurilor. La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, atât în Ungaria, cât și surprinzător în Imperiul Otoman, la junii turci, a apărut o doctrină numită turanismul, care se referea la așa zisul Mare Turan, dar și la popoarele turanice. Ce înseamnă Turan? În limba persană însemna spațiul de dincolo de Iran, adică Marea Placă Eurasiatică, Asia. Junii turci au adoptat această doctrină pentru că aveau nevoie de un instrument naționalist și imperial, alături de altă doctrină, panturchism, unirea popoarelor turce, dar care să nu fie nici de caracter islamic prea pronunțat, deoarece junii turci nu erau adepți islamismului integral. A apărut această doctrină surprinzător și în Ungaria și gândirea era așa. Noi, popoarele turanice, acum dați-mi voie să fac o paranteză. Din punct de vedere etnic și antropologic, este o fabulație că toate popoarele de la unguri și turci până la azeri, ciuci, coreaci sau mongoli ar avea aceeași origine sau ar avea ceva în comun. Să revin. În Ungaria, mai ales în timpul primului război mondial, a apărut următoarea idee. Noi, turanici din Austro-Ungaria, din Imperiul Otoman și din Bulgaria, care sunt doar turani slavizați, ne opunem panslavismului. Deci această idee a încolțit ca o dualitate a caracterului național maghiar. Fie se văd ca occidentali, fie, uite, ca turanici sau veniți din Asia. Un puseu al acestei doctrine a intervenit și în timpul celui de-al doilea război mondial și citesc aici pe un autor român, Nichifor Crainic, care atunci ocupa funcția de ministru al propagandei în guvernul Antonescu și aflat în vizită oficială la Sofia, aflat de la gazdele bulgare că Ungaria spune, domne, noi, unguri și noastră bulgarii, suntem turanici și hai să ne unim împotriva României. Ipoteză care nu i-a tentat deloc pe cei de la Sofia. Mai recent, această doctrină a luat foarte mare amploare în Ungaria și nu este deloc vorba despre niște marginalizări. În primul rând, despre niște marginali. În primul rând, mă refer la partidul Jobbik, care poate că este marginal, că este ținut departe de puterea politică, dar ca număr de deputați și aleși locali, nu putem să spunem că este marginal. Bona Gabor, șeful acestui partid, s-a dus la Universitatea din Istanbul,
Acum, nu știu cum e cu autonomia universitară în Turcia, nu cred că este așa de largă ca în Occident și cred că a avut și binecuvântarea autorităților. Acolo, domnul Vona Gabor, președintele Iobbik, în fața unor steaguri turcești și secuiești, reține, nu maghiare, a ținut discursuri furtunoase despre frăția turanică dintre turci și maghiari și a exprimat speranța că turcii vor susține cauza secuiască. Referitor la orientarea geopolitică a Ungariei, a apărut un vicepreședinte al acestui partid, Iobbik, pe nume Cionad Seghedi, care a spus de-a dreptul, noi suntem turaniști, trebuie să renunțăm la alianța cu Occidentul și să ne aliem cu statele din Asia Centrală, Turkmenistan, Kârgâzstan și ce mai este pe acolo. În ce privește mainstream-ul, în ziarul Magyar Nemzet, care este practic un oficios al partidului de guvernământ Fidesz, ca să încerce marea cu degetul, nu au băgat astea în paginile editoriale, în schimb la secțiunea de bloguri este o mare dezbatere privind turanismul. Iar la Duna TV, o televiziune publică care este controlată de partidul de guvernământ, după cum se cunoaște că acesta domină presa, se publică documentare despre turanism. Deci este și o tendință mainstream, nu numai marginală. Asta este un prim element și atunci începem să interpretăm cu alți ochi când se spune, iată, să admirăm societatea sau ceea ce construiesc Erdogan în Turcia și Putin în Rusia. Poate că acest mare turan, dacă ne uităm geografic, seamănă cu Eurasia lui Alexandru Dugin, dar este numită cu alte cuvinte. Un alt aspect al acestei gândiri în Ungaria, mă refer la gândirea geopolitică și ideologică, nu la capitolul pe care anterior l-am încheiat cu turanismul, era următoarea. Ori se mergea pe Ungaria ca o parte, ca un bloc al Europei Centrale și ulterior al Europei Unite, unde căuta să-și găsească locul ei sub soare ca orice națiune, ori încerca să repare ceea ce a numit nedreptatea de la Trianon, când s-au încheiat tratele de pace de la Paris, s-au constituit noi state naționale. După 1990 era condusă Ungaria de un partid oarecum asemănător cu cel al domnului Orban, Forumul Democrat, condus de premierul Iosep Andal, care se credea premierul celor 15 milioane de unguri. Deci dânsul avea autoritate peste cetățeni din România, Slovacia, Serbia și alte țări unde s-o putea domnia sa că se află minoritatea maghiară. Acel guvern a făcut lucruri riscante. De exemplu, înainte ca statelor din fosta Iugoslavie să li se recunoască independența pe plan internațional și mă refer aici la Croația, Ungaria a făcut gestul riscant de a trimite în Iugoslavia, atunci încă un stat suveran, un transport masiv de vreo 20.000 de pistoale mitraliere și au fost prinși de către autoritățile iugoslave, ca să închei cu acest guvern pe care îl văd pe undeva precursor al guvernului Orban. După căderea acestui guvern au început demnitarii guvernului de la apărare, de la interne, primul ministru să-și aducă în reproșuri între dânsii cine a fost vinovat că s-a ratat momentul istoric privind dezmembrarea Cehoslovaciei și dezmembrarea Iugoslaviei și Ungaria nu a putut să profite de aceste momente favorabile pentru a repara nedreptatea de la Trianon. Acest guvern a picat, nu mai fac așa un expozeu în istoria recentă a Ungariei ca să nu mă lungesc. Între timp a venit o coaliție socialist-liberală, care era europeană și deschisă și România, cel puțin aparent, avea relații cordiale cu acesta și mai departe. Între timp au început mari dezbateri din mediile analiștilor, think tank-urilor, politicienilor din Ungaria despre rolul geopolitic al Ungariei.
ce se întâmpla. Începând cu așa zisa liberalizare de la sfârșitul anilor 80, când Ungaria a devenit copilul răsfățat al Occidentului și promotorul democrației și economiei de piață în Europa Centrală, nu-i așa, Ungaria juca acest rol și ea se considera și pe bună dreptate că avea o importanță geopolitică pentru familia euroatlantică, deoarece era stat de frontieră, se învecina la nord cu Slovacia lui Meciar, care era considerată o țară condusă de un regim naționalist, care nu se poate integra în structurile euroatlantice. Mai la est se învecina cu Ucraina în spațiul CSEI, la sud cu conflictele din fosta Iugoslavie și tot așa. Ungaria credea că are o carte de jucat și un rol de jucat. Pe măsură ce a trecut timpul, Slovacia, România, Croația, Slovenia, toți vecinii Ungariei au aderat la NATO și la Uniunea Europeană, iar Ungaria s-a trezit că nu mai are niciun rol geopolitic în gândirea celor de acolo. Eu vă relatez discuțiile din Ungaria. Deoarece nu mai este o țară de frontieră. Atunci, niște gânditori de mai mult bun simț, îl citesc, de exemplu, pe Otilo Varga, au spus așa, domnule, asta este valul occidentalizării, a mers înainte și eu propun, zice, să facem următorul lucru. Să mergem pe federalismul european. Că uite, dacă mergem pe federalismul european, uite, țări de dimensiuni mai mici, ca Belgia sau Luxemburg, și-au pus înalții demnitari în structurile europene, în Comisia Europeană. Acum, el nu a citat nominal, dar uite, iarăși și eu pe domnul Juncker, președintele Comisiei, care din Luxemburg, sau anterior era comisarul pe JAI, parcă doamna Viviane Reding, să revenim. Și acest curent mai zicea, domnule, uite, noi avem tradiția noastră de Europa Centrală și mergând și pe federalism european, trebuie să mergem și pe o alianță foarte strânsă cu Germania, ca să avem o pondere în Europa, trebuie să fim așa cumva cum ar fi Marea Britanie pentru SUA. Și dacă noi vom influența politicile Germaniei, vom fi relativ influenți în Europa. Numai că între timp guvernul socialist liberal a căzut, a produs un cataclism social-economic aproape ca Republica de la Weimar din Germania, dar acum să nu credeți că nu respect proporțiile și îndrăznesc să-l compar pe domnul Orban cu Hitler, dar situația este asemănătoare. După o criză a venit un regim cu tentă autoritară. Și atunci orientarea, aspirația geopolitică pe care m-a spus-o anterior privind alianța cu Germania și federalismul european au căzut în desuetitudine, mai ales că istoric ungurii au avut față de Germania o relație de dragoste și ură, dar nu mai dau exemple. Și Orban are dezgropat vechile discursuri. De exemplu, din moment ce pe vremea coaliției socialist-liberale nu au putut să treacă prin referendum cu cetățenia maghiară pentru unguri din străinătate, că lumea pur și simplu va boicota sau nu a fost interesată să participe la acest referendum în Ungaria, Orban a început iar cu națiunea de 15 milioane, exact discursul lui Orban. Și tot atunci a început și relația foarte strânsă cu Rusia, care este și în termeni politico-diplomatici și economici și mă tem că și în termeni de securitate. Vreau să vă dau un singur exemplu. Ungaria a avut o preocupare puțin ieșită din comun față de cele ce se petrec în Republica Moldova. Pe la jumătatea anilor 2000, profitând că România era în curs de aderare și încă nu devenise membra Uniunii Europene, a reușit să pună mâna pe cele mai importante pârghii cu care UE acționa la Chișinău. Mă refer la poziția de șef a misiunii EUPAM, o misiune, să zic așa, din mai multe state europene,
care se ocupau de frontiera de est a Republicii Moldova, un numit un general Ferenc Vampi. Deci cu această ocazie Ungaria controla puțin și fluxurile transnistrene, că păzea granița dintre care formale Republicii Moldova, de fapt, este a regiunii transnistrene. A reușit ca să instaleze la ambasada Ungariei din Chișinău centru Schengen. Deci, toate statele din zona Schengen, care aveau ambasade la Chișinău, au decis ca secția consulară a Ungariei să elibereze vize Schengen pentru orice alt stat. De exemplu, dacă voiai să mergi în Belgia, trebuie să treci la ambasada Ungariei să-ți dea viză. Menționez că a fost o adevărată performanță pentru dânsii, deoarece au obținut să fie centru de vize Schengen cu câteva luni înainte ca Ungaria să intre în spațiul Schengen, dacă nu încurc puțin datele calendaristice. În sfârșit, o altă lovitură, așa ca să spun, a fost numirea în funcția de alt reprezentant al UE, al lui Javier Solana la Chișinău, al lui Kalman Micei. Acum, este foarte ciudat care era preocuparea dânșilor, pentru că toți diplomații unguri de acolo activau exact ca niște reprezentanți ai Partidului Comuniștilor sau ai Federației Ruse. Deci reprezentantul lui Javier Solana a creat adevărate scandaluri publice acolo cu apetența de a susține politicile Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Cât despre șefii misiunilor diplomatice, deja au intrat în folclorul local. De exemplu, era un ambasador, Mihai Baier, care pretindea că Ungaria este locomotiva integrării europene Republicii Moldova. Numai că într-un interviu scandalos pentru localnici, a spus că nu ar fi bine deloc să intre în Ungaria, în Uniunea Europeană, și că el nu crede că este idee bună, ceea ce cei din Chișinău vă dați seama că au zis, cu așa prieteni nu mai avem nevoie de dușmani. Actualul ambasador, Matias Silaki, pare mai mult acreditat pe lângă autoritățile separatiste de la Tiraspol sau la Comrat, la Unitatea Administrativă Găgăuză. Ceea ce este puțin bizar. Vreau să spun că domnul Mihai Baier era un diplomat din vremea comunistă, absolvent al Institutului de Relații Internaționale din Moscova, care era o pepinieră pentru ofițeri din directoratul întâi al KGB de relații externe, dar și pentru cei din statele socialiste în afară de România. Și cam ăsta era profilul tuturor de acolo. Acum nu știu numele irredentismului, turanismului, laboratoarelor. Se face o intensă conexiune între UTA Găgăuză și Ținutul Secuiesc. Este invitat și a participat domnul Formuzal, guvernatorul UTA Găgăuză în județul Harghita, un notoriu agitator de acolo, Cibi Barna, cel care a încercat să încingă spiritele câinilor de la eficii lui Avram Iancu, se duce frecvent. Acum acest domn, Cibi Barna, văd că de interviu se află în Ucraina subcarpatică și încearcă să facă și acolo autonomie maghiară. Domnul este un activist așa mai internațional. Deci cam astea sunt deocamdată preocupările în plan regional. Am văzut un interviu în care domnul premier Orban a agasat de criticile care spuneau că a schimbat orientarea țării sale spre Rusia și referindu-se la probleme economice, spunea că el nu lucrează în avantajul Rusiei, dar în avantajul Ungariei. Retorica așa suna bine, dar nu cred că domnia sa spune adevărul.
În primul rând, Ungaria efectiv a sabotat proiectul european al conductei Nabucco și a devenit o mare susținătoare a conductei rusești South Stream, mergând până la mai recent, până la a-și modifica legislația spre oroarea Uniunii Europene pentru a putea face acea conductă South Stream. Vreau să vă spun că la conducta Nabucco, deci conducta Nabucco era un proiect european venit să diversifice sursele de aprovizionare cu gaz al Europei și era menită să aducă gaz din Azerbaidjan prin Turcia în Europa. Iar conducta South Stream pe fundul Mării Negre urmărea să mențină independență Europa de gazul din Rusia. Mă scuzați. Vreau să spun că Ungaria era acționar la conducta Nabucco prin compania sa națională MOL, așa cum și România este prin compania sa națională Transgaz. Acum nu știu cât a fost interesul Ungariei să omoare un joint venture unde propria sa companie MOL era membră. Conducta aceea Nabucco oricum trecea pe teritoriul Ungariei, deci Ungaria se putea numi hub, adică nod energetic, indiferent dacă era Nabucco sau South Stream. În legătură cu acceptarea finanțării și cu construcția împreună cu Federația Rusă, cred că cu Rosatom, a centralei nucleare de la Pax sau Pox, care iar se pretinde că ar fi în interesul Ungariei, nu al Rusiei, și ar fi o chestie pur economică și nu geopolitică, eu mă îndoiesc foarte tare. Una dintre marile critici și cele mai vehemente pe care le aduce Statele Unite, pe care le aduc Statele Unite acestei afaceri, este aceea că a fost în condiții totale lipsite de transparență, că nu a fost o selecție de oferte sau o ofertă internațională și că dorea să participe și firma americană Westinghouse, care a fost împiedicată să participe. Deci ideea e următoarea. Dacă voi cele mai bune condiții pentru Ungaria, vedeai cât oferă Westinghouse. Făceai o licitație internațională, deci argumentele domniei sale sunt greu de crezut. Ca să trag unele concluzii, credeam că am depășit epoca revolută la ceea ce se numea geopolitică și eram într-o ordine a dreptului internațional. Dacă cei de la Budapesta tot gândesc în termeni geopolitici, vedem că România și Ucraina sunt situate între Ungaria și Federația Rusă, că nu putem să nu ne uităm pe hartă dacă tot dânsii ne trimit la hartă. Și ne amintim că în timpul conflictului din Ucraina au cerut autonomie în amagherilor din Ucraina transcarpatică, lucruri neplăcute. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că am vorbit prea mult. Mulțumim, cred că am acoperit de la biografia, personalitatea lui Orban până la turanism, relația cu America, relația cu Rusia, contextul regional, destule fațete ca să avem o idee mai limpede despre ce se întâmplă în Ungaria sau cel puțin să punem întrebări corect, ca să spun așa, răspunsurile poate urmează să vină. Este la dumneavoastră, comentarii scurte, întrebări. Văd deja o mână ridicată. Mulțumesc, bună seara. Eu aș avea două întrebări. Poftim? Mă numesc Marilena Dinu, eu fac parte din mediul privat, mic antreprenor, o firmă mică. Aș avea deci două întrebări. Una ar fi dacă nu care cumva evoluția actuală atât de rapidă în acest sens a Ungariei se datorează crizei economice, care este destul de prelungită și destul de dificilă pentru toată lumea. Deci, probabil, în opinia mea, Ungaria, nefiind ajutată atât cât are nevoie de către americani, a zis hai să mergem la ruși pentru că rușii sunt mai apetenți către zona asta geografică.
Deci asta este prima întrebare. Și a doua întrebare, în condițiile în care noi practic ne aflăm într-un clash între Ungaria și Rusia, care în acest moment acționează în aceeași direcție geopolitică, care ar fi măsurile pe care noul ministru de externe și-ar propune să le ia? Bănuiesc că aproape toată lumea îl cunoaște pe domnul Meleșcanu și cam știu ce direcție ar putea să ia politica României, politica externă a României, sau în cazul în care, sigur, nimeni nu dorește să facă asemenea estimări, care ar fi măsurile pe care România ar trebui să le ia, la nivelul la care, sigur, puteți să ne răspundeți nouă. Mulțumesc! Raluca Răducanu, o întrebare, de fapt un comentariu, o întrebare scurtă pentru Alina Inaie. Ați adus în discuție o variabilă ce, după părerea mea, poate să complice cumva prezența Statelor Unite în Europa, și anume ISIS ca prioritate de politică externă a Statelor Unite. În urmă cu aproximativ o lună, Vladimir Putin a declarat că este direct interesat să ajute Statele Unite în lupta împotriva ISIS, declarație care a fost foarte bine primită de către Washington. Nu vreau să insinuez cumva, mai ales în condițiile în care Rusia este prezentă în zone care au scăpat și scapă în continuare Statelor Unite, de exemplu Siria. Nu aș vrea să insinuez că actuala administrație de la Washington ar putea să facă anumite concesii Rusiei în Europa pentru a-și atinge scopurile în ceea ce privește războiul împotriva ISIS. Însă lucrurile acestea se pot cumva întâmpla, mai ales cum Europa e o prioritate pentru Rusia, iar ISIS o prioritate pentru Statele Unite. În ce măsură considerați că actuala formulă din Congres, majoritatea republicană, poate să acopere și să soluționeze eventualele crize, răzlețe din varii state din Europa în acest context internațional, și mai ales în condițiile în care Uniunea Europeană sau autoritățile de la Bruxelles nu au o prezență suficient de consistentă în Europa însăși. Mulțumesc! Senator Flutur, sunt absolvent al SNSP. Vreau să întreb pe domnul specialist Scarlat, a menționat faptul că proiectul Nabucco a fost practic sabotat de către Ungaria. Aș avea o completare. Nu a fost sabotat, în opinia mea, doar de Ungaria, ci au fost mai mulți factori. În primul rând, furnizorul de Shah Deniz din Azerbaijan, care era principal factor și a renunțat la proiect din considerente politice interne, și alături de Ungaria mai sunt alte cinci consorții naționale care la fel membrii ai europene care au renunțat. Și vreau să mai spun și faptul că ar trebui luat în calcul și politica energetică comună la nivel european, care este plasată pe o zonă secundară și astfel obligă state ca Ungaria sau Cehia, poate, să aleagă fiind constrânse de acest lucru. Mulțumesc. Da. Ziua, Ionuț, masterant, subsecretar și apărare. După părerea opiniilor voastre, care ar trebui să fie reacția corectă a Uniunii Europene în contextul derapajelor antidemocratice a guvernului Orban și a amiciției
economice, comerciale și nu numai dintre Ungaria și Federația Rusă. Bună seara, numele meu Cristian Petre. Aș dori puțin să dezvoltați relația Rusia cu Ungaria, având în vedere noile idei desprinse din noua doctrină de securitate a Federației Rusie, în care nominalizează în mod explicit ca principal adversar NATO. Mulțumesc! Propun să facem așa, bănuiesc că și-a notat toată lumea întrebările cu care are o corecțiune. Începem cu domnul ambasador, trece microfonul. Da? Mulțumesc. Relativ la întrebarea care ați propus-o, în ce măsură criza economică ar fi influențat politica actuală a guvernului Orban. Când am vorbit sau mi-am exprimat pe greu părerile mele relativ la evoluția Ungariei de după 1990, v-am subliniat că această politică este constantă și merge într-o anume direcție. Ea s-a evidențiat mai mult cu guvernul Orban 1, cu guvernul Orban 2 și guvernul Orban 3. Sigur, criza economică a avut un anume impact, nu atât de mare ca și la noi, pentru că fondul economic pe care stă Ungaria este mult mai solid decât cel de la noi. Relativ la investițiile americane în Ungaria, ele în anul când eu am plecat din Ungaria la punctul 97, erau peste 3 miliarde de dolari, că România nici măcar nu putea, putea să viseze la investiții americane. Nu aș pune pe seama crizei economice evoluția actuală a gândirii politice de la Budapesta. Este mult mai profundă decât criza economică care a avut un impact asupra tuturor țărilor din Europa. N-a fost nici mai mare, nici mai mică în Ungaria decât asupra altora. Aș fi întru totul de acord cu domnul Petrușor Peiu, în care a zis că creșterea economică a Ungariei de 1-2% a fost mediocră. N-a fost mediocră în condiții de crize economice. Acum mă întorc la dumneavoastră. Prestația de 1-2% pentru noi era o victorie. Pentru ei a fost o chestie normală, iarăși datorită investițiilor străine și intereselor economice occidentale din Ungaria. Asta îi ajută să fie și atât de musculos și atât de senior. Dumneavoastră ați întrebat, iarăși cu o părere personală, care ar fi măsurile care ar trebui să ia România vis-a-vis de Ungaria. Inclusiv în contextul numirii noului ministru de externe. Eu am fost ambasador în Ungaria în timpul mandatului de ministru la domnului ministru Mereșcan. Sunt absolut convins că nu de domnul Mereșcan va depinde neapărat atitudinea pe care va îmbrățișa România. Vom vedea după rezultatul alegerilor duminică cum se va configura gândirea politică românească în mintea și activitatea noului președinte. Oricum însă, aș fi favorabil unei atitudini extrem de prudente, foarte bine cântărite. Unu, pentru că noi facem parte din două organizații foarte solide, NATO și Uniunea Europeană, care își are propria politică vis-a-vis de Ungaria, iar noi vom fi parte a acestei chestiuni. Nu văd ca România să facă mai mult decât ar face ceilalți. De ce? Pentru că avem totuși un context care trebuie să-l avem neapărat. E un context care trebuie avut în vedere minoritatea maghiară pe care o avem în România și care este de multe ori, sau lasă impresia cel puțin, că este manevrată de la
Budapesta sau acționează de foarte multe ori într-un context similar de gândire ca și gândirea de la Budapesta. Vă mulțumesc. Cred că aș avea de adăugat față de cele spuse de domnul ambasador Dongașu, care sunt de acord, faptul că a treia întrebare care se referă la posibilele concesii pe care le poate oferi Statele Unite Rusiei și în ce cadru. Eu cred că Washingtonul nu este în special interesat acum și în perspectiva previzibilă la revenirea într-o lume bipolară cu Rusia. Pentru că Rusia mai formează un al doilea pol. Dacă vom vorbi despre un bipolarism în perspectivă scurtă și pe termen mediu, acela nu poate fi în mod realist decât americano-chinezi. Sau inversând chiar această ordine. Așa că, din punct de vedere al logicii strategice, este aproape la fel de greu de înțeles încotro și până la ce punct vrea să meargă președintele Putin, după cum este și ghicitul în cafea în legătură cu intențiile, obiectivele și gradul de realism politic al direcției în care merge premierul Victor Orban. A spune că toată criza actuală în și în jurul Ucrainei se va termina cu un târg între marile puteri este semplit. Dar în același timp nu este total lipsit de realism. Tocmai de aceea cred că este foarte important pentru diplomația românească și gândirea politică din spatele acțiunii diplomatice care se vor cristaliza în perioada următoare să aibă grijă și să și aptitudinea de reacție pentru a-și pune jetoanele înainte chiar ca în principalii protagoniști să se așeze la masă. Jetoanele României, adică expresia intereselor României, care nu poate influența neapărat marile aranjamente care vor urma în perioada următoare, dar este foarte important ca aliații, prietenii și partenerii noștri să cunoască ce vrea România, astfel încât să nu mai fie ignorată încă o dată. În ceea ce privește impactul noi doctrine strategico-militare a Rusiei, eu cred că eu nu văd altul decât un impact de public relations și de consum politic intern propriu în Federația Rusă. Cum poate să reacționeze la această modificare de priorități strategice ale Federației Ruse, NATO, în care facem și noi parte și în care avem un cuvânt de spus, ca membru egal în NATO. Decât că l-am luat notă de ceea ce consideră Federația Rusă. Iar în ceea ce privește măsurile active, acestea vor fi răspunsuri pe măsură ce vedem care sunt acțiuni, cum se materializează acest nou concept în acțiunea concretă a Federației. Deci eu nu văd evoluții dramatice din acest punct de vedere. Și niciun răspuns tu ești adresatul.
se va întâmpla din motive de simplă raționalitate politică. Mulțumesc! Am uitat să vă menționez că eram la Budapesta și sub mandat cu tot am organizat chiar alegerile acelea din Duminica Orbului și mi-a aprobat să prelungesc intrarea votanților până când îi termin. I-am încurcat chestia asta. Mersi frumos! Se putea. Chestia. Apropo ce spunea domnul ambasador, totuși ca să afle lumea ce dorești, trebuie să știi tu în primul rând ce dorești. Deci problema probabil că a României și a București de multe ori nu este că lumea n-a știut ce dorește, probabil că nici el n-a știut foarte bine ce dorește în această regiune și condiția necesară, nu neapărat suficientă, ca să te ia lumea în seamă, este cel puțin să verbalizezi câteva lucruri cu sens și care pot să adauge valoare la o situație oricum complicată. Acum, apropo de Orban și de Ungaria și ce măsuri trebuie să ia Uniunea Europeană, chestiunea e foarte complicată. De ce? Este ca într-o substanță de turnesol din chimie. Când o arunci peste mai multe substanțe care arată toate diferite, se colorează în albastru, unele în verde, unele în portocaliu, altele în oranj. Nu din cauza substanței pe care o arunci, ci din pricina consistenței substanței, nu cu care s-a întâlnit turnesolul respectiv. Cam așa și cu criza. Criza a fost toată, a fost una generalizată, dar diverse state au reacționat diferit. Cum bine spunea domnul Donca și domnul Scarlat în această discuție, există niște rădăcini acolo care fac acest tip de regim să nu fie chiar atât de surprinzător pentru cine urmărește evoluția. Nu spun că era o fatalitate, dar nu era atât de surprinzător. Care e problema pe fond? Aceste tipuri de regimuri nu se pot opri la jumatea drumului. Problema complicată este că, bun, dacă ai pus o taxă pe internet, lumea iese în stradă și coboară în stradă și atașatul ambasadei americane și tu te oprești și nu mai pui taxa aceea. Ce faci mai departe când ești un regim care funcționează precum regimul Orban? Te poți opri la jumătatea drumului? Adică poți începe să faci concesii și cedări? Sau trebuie obligatoriu, cum se spune, să mergi pe același drum dacă vrei să te menții la putere? Poate funcționa regimul Putin dacă face libertate sau schimbă situația din audiovizual Federației Ruse și spune de mâine vor fi libere aceste televiziuni. Va mai exista a doua zi regimul de tip Putin? Cam așa e și cu regimul Orban. Noi așteptăm acum în Europeană ce? Să se oprească de la sine? Dar poate că el e conștient că dacă se oprește la jumătatea drumului se prăbușește. Asta e greu, să reformezi aceste tipuri de regimuri care sunt quasi autoritare, ca să nu spun autoritare până la capăt. Și de asta va fi foarte greu de văzut ce va face un european și sigur pe gale de consecință ce va face și România. Senzația mea este că să încep să reformezi din mers acest regim este destul de greu. Și ne vom aștepta, cred, ca problema maghiară și regimul orban să nu se stingă atât de repede, pentru că regimul este conștient că în momentul în care face cedări, asta înseamnă de fapt sfârșitul regimului și niciun regim nu e fericit când simte că un pas în acest sens înseamnă de fapt sfârșitul lui. Ca să răspund întrebările legate de ISIS, bineînțeles că o astfel de tranzacție este posibilă. Va fi posibilă cât timp va exista geopolitică în această lume, nici nu se pune problema. Este într-un fel, dacă vrei, situația pe care am avut-o acum câțiva ani între Rusia și Statele Unite ale Americii, care a dus la faimosul reset, care a fost un mare fiasco, chiar dacă Mike McFaul vrea încă să-l vândă ca pe un mare succes. Numai că spre deosebire de atunci, în urma unei astfel de tranzacții sau oricărei tranzacții între SUA și Rusia, pe oricare subiect, fie ISIS sau orice altceva se poate ivi, cred că este o foarte mare diferență. Atunci, cu cât erau 6 ani în urmă, nu? SUA chiar a crezut că poate ține Rusia ca un partener, poate fi o relație partenerială. Cred că această iluzie s-a spulberat definitiv și orice fel de deal de acum încolo nu va fi decât tranzacțional. Nu se va reîntoarce la această idee, suntem parteneri pe acest subiect, suntem parteneri pe toate subiectele, mergem împreună mână în mână. Nu, facem acest deal, dar pe toate celelalte subiecte sau dosare, dacă vrei, relația rămâne spinoasă. În ceea ce privește capacitatea Congresului, noului Congres, dacă vrei, american, de a gestiona crizele care apar în Europa, eu nu cred, ea există, dar nu cred că există dorința.
Acum, cu atât mai mult cu cât Congresul este dominat de republicani, cred că va fi, va fi dominantă ideea, este problema Europei, se și rezolvă Europa, noi nu avem neapărat de ce să ne amestecăm atât de direct sau cu atât multe resurse în orice problemă care, pe care Europa ar trebui să și-o gestioneze, dacă am înțeles bine întrebarea. Câteva scurte comentarii. În primul rând, de ce am spus că acea creștere economică de 1% medie este mediocră? Pentru că, repet, Ungaria, ca și România, au țintă să crească cu 5% pe an pentru a reduce decalajul față de vechea inima a Uniunii Europene. Acum, referitor la motivația care vine din desfășurarea crizei sau nu a apropierii de Rusia și China, sigur că răspunsul, așa cum au spus toți, este că nu. Și am să vă spun de ce. Niciodată apropierea față de Rusia și China nu va avea o motivație economică și o să revin. Vreau să spun că de-a lungul timpului pentru Ungaria, cea mai importantă țară imediat după 1990 și în afară de Statele Unite a fost Japonia, care la un moment dat a fost principalul investitor străin în Ungaria. Puțină lume își mai aduce aminte de succesul fabricii de automobile Suzuki, un fel de Dacia, Renault, Avant la letră. În al doilea rând, Rusia nu este un partener nici investițional, nici de comerț exterior foarte important pentru Ungaria, exceptând importurile Ungariei de materie primă. Din punct de vedere investițional, Rusia se află mult, nu este în primele 15 state și nici investițiile care vin prin Rotterdam sau prin Cipru nu sunt foarte semnificative. Din afara Uniunii Europene, prima este China, a doua este Statele Unite, a treia este Japonia și a patra Coreea. După aia, trebuie să înțelegem cum funcționează lumea. Vreau să spun că atât Rusia, cât și China are acum o generație de oameni de afaceri, respectiv de lucrători în slujba statului și la ministerele de externe și la alte ministere de linie, cum se spune, care absolut toți, fără nicio excepție, au absolvit fie universități americane, fie din lumea occidentală, fie secții ale acelor universități din propriile lor țări. Ei toți gândesc business-ul exact ca americanii. Creditul pe care Federația Rusă îl dă Ungariei este un credit pe care Ungaria nu poate să-l obțină nici de pe piața internațională, nefăcând apel la femei, nici de pe piața băncilor de investiții sau comerciale. Și atunci Rusia a prins acest moment și folosindu-și același tip de gândire ca bancherii americani sau vestici în general, vinde acest credit foarte scump, de aproape 3 ori mai scump decât dacă Ungaria ar lua acest credit printr-o emisiune de obligațiuni sau printr-un împrumut clasic. În sfârșit, o ultimă chestiune, nu cred că se va face proiectul South Stream, sau cel puțin nu va ajunge în Ungaria, cum nu cred că se va face proiectul centralei de la Paci prea curând. De ce? Pentru că Uniunea Europeană poate opri prin reglementări. Are la dispoziție politici de infringement, poate opri astfel de proiecte dacă acele proiecte sunt împotriva intereselor Uniunii Europene. Este adevărat că multe entități de business din Europa au sabotat proiectul Nabucco. Noi ar trebui să ne uităm de ce l-au sabotat și să înțelegem cum au gândit acele entități, oamenii care conduceau acele entități. Și ar trebui să ne uităm cu atenție la politicile care sunt acum dezvoltate de Statele Unite împreună cu țările mari europene pentru a stopa ieșirea din decor a unor țări mici din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană sau Statele Unite nu pot să pedepsească Franța sau Germania, dar dacă vor să pedepsească Ungaria, o pot face foarte eficient. Aș vrea doar să-i răspund domnului care a obiectat că eșecul proiectului Nabucco ar fi fost mai degrabă decizia furnizorilor de gaze decât activitatea premierului Orban pe care a numit-o sabotaj.
Fără îndoială că decizia furnizorilor a fost unul dintre motive. Pot să vă dau și altele, dezinteresul real al lui, dar aici nu vorbeam despre Nabucco. Subiectul conferinței noastre nu este Nabucco, ci regimul Victor Orban. Vreau să vă spun că operatorul național din Ungaria se numește MOL. MOL era acționar la conducta Nabucco. Statul maghiar mai are decât 25% din MOL și în rest este acționar semnificativ, este firma Surgut Neftegaz din Federația Rusă. Cred că este unicul stat NATO unde la operatorul național de gaze rușii au un acționariat semnificativ. Vreau să vă spun că după o vizită la Budapesta a lui Alexei Miver, președintele Gazprom, a urmat o discuție lipsită de orice transparență cu premierul Orban și la o zi, două, MOL a declarat că s-a anunțat că se retrage din proiect. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru intervenție, vă mulțumim pentru participare. A fost o întâlnire extrem de bogată. Probabil că una dintre cele mai consistente pe relația cu Ungaria, pe situația Ungariei în regiune. Mulțumesc încă o dată celor care au participat. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați fost alături de noi, care ați pus întrebări. Și ne vedem la viitoarea dezbatere a Fundației Universitare a Mării Negre, care va fi dedicată alegerilor din Republica Moldova, care se vor desfășura pe 30 noiembrie. Probabil că vom veni cu un sondaj de opinie inedit despre cum arată spectrul politic și opțiunile electorale ale cetățenilor Republicii Moldova cu vreo 2 săptămâni sau 10 zile înainte de alegerile efective. Încă o dată vă mulțumim pentru prezență. Multe din materiale prezentate în această întâlnire le veți găsi pe site-ul fundației www.fumn.eu. O seară bună tuturor!